Hei, salut povzicioșilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Paul Constantin, sunt aici să gătesc mereu cu plăcere pentru tine, iar în episodul de astăzi am să pregătesc ceva tot cu gând de copilărie. Renumita mâncărică de varză cu cârnați de porc, ca la mama acasă. Așa că rămâi alături de mine și hai să vezi cum pregătesc eu cea mai gustoasă mâncărică de varză pe care o poți face vara aceasta. Hai să ne apucăm de gătit, să nu mai pierdem timpul. Hai! Dragii mei pofticioși, lista de ingrediente cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Oricum ar fi o găsiți acolo jos în descriere, așa că rând pe rând le vom lua pe fiecare, le tocăm, le pregătim și le punem în oală să facem gustoasa mâncărică de varză. Pentru început am să mă ocup evident de varză, care e cea mai mare, cea mai voluminoasă. Așa că, iată cum procedez eu. Am să o tai în jumătate. Am aici o varză de 3 kg, nici mare, nici mică, e potrivită pentru familia noastră. Apoi în sferturi. Am să îndepărtez cotorul. Nu pleacă nicăieri. Asta partea bucătarilor și a celor mici, că ne place cotorul de varză. Sper că și ție. La fel și aici. Și începe distracția. Despre varză ce pot să spun? Sunt foarte multe, foarte multe beneficii de la varză crudă până la varză gătită. Varza este evident foarte versatilă pentru că din ea facem o multitudine de mâncăruri, de salate și dacă ar fi să mă iau și de curile de slăbire, ei bine, varza este una dintre legumele care are calorii pe minus. Adică e nevoie de mai multă energie să digere varza decât energia pe care o are. Așa că de aia varza este indicată în curile de slăbire. Continui să tai. Ce vreau să vă mai zic, atunci când cumperi varză, trebuie să ții cont de următoarele lucruri. 1. E să fie proaspătă și cum îți dai seama? În primul rând, vizual. Te uiți la ea și vezi dacă îți face cu ochiul sau nu. Al doilea lucru prin care îți dai seama dacă varza e proaspătă sau nu, e bine, te uiți la cotor. Dacă cotorul este de culoare albă, sau mă rog, aproape albă, fără urme de oxidare, atunci varza este probabil de o zi, maxim două. Un alt lucru de care trebuie să ții cont, e bine, atunci când cumperi varză, apasă un pic pe ea. Nu trebuie să fie de aia bătută, chetroasă, cum s-ar spune. Trebuie să fie așa ușor afânată. Adică să o simți la mână așa, mai molcuță un pic, da? Dacă vei ține cont de lucrurile acestea, să știi că ai dat lovitura cu gustul verzei. De ce? Pentru că va fi unul deosebit. Dulce, așa cum trebuie să fie o varză proaspătă. Hai să continuăm că mai am un sfert. Dragii mei pofticioși, odată tăiată varza, iată un truc pe care eu îl fac atunci când gătesc varză. Iau puțină sare și pun pe deasupra, undeva la 2 lingurițe de sare, dar să nu depășesc cota maximă acceptată, adică să mai las loc de interpretat și mai spre final, când îi dăm gustul la mâncare. Acum am să iau și am să o masez. Ce se întâmplă? În momentul în care varza se întâlnește cu sarea, va obliga varza să elimine apa din compoziție. Asta înseamnă că își va diminua din volum. Și o să vedeți și voi, imediat după ce termin de plecat varza, cât a scăzut. Pare încă voluminoasă, dar să vedeți că îmi intră în oală. Am aici oala, iau și pun în oală. Apoi am să iau câteva frunzulițe de țelină. Pe mine mă interesau doar frunzulițele, dar de imagine chiar e frumoasă. Acum, varza pe foc, dau drumul la foc, am să pun 500 ml de suc de roșii. Dacă nu ai suc de roșii la vremea aceasta, de anul trecut, ei bine, poți pune o linguriță sau două de pastă de tomate amestecată cu apă până la, să spunem, 450 ml. Tot acum am să pun și 2-3 linguri de ulei. Una, două, trei. Fac puțin așa să ajungă lichidul pe fund. Aș putea pune și apă, dar eu personal o prefer în maniera aceasta și te asigur că va ieși foarte gustoasă. Și tot acum am să pun și frunzulițele de țelină, le pun așa întregi, pentru că la final le voi scoate. Pun aici. Mă interesează doar pentru aromă. Și am să acopăr. Am să las să ajungă varza în punctul de fierbere, o să scadă la jumătate între timp și continuăm cu restul de ingrediente. Acum am să mă ocup de ceapă. Am aici 3 cepe. Aș zice măricele. Îmi place mâncarea cu multă ceapă și de aia pun așa de multă. Suntem o familie care mâncăm undeva la vreo 4 saci de ceapă pe an. Așa că e de unde. Și am să o tai în cuburețe mici, nici chiar foarte mici, dar potrivite. Ceapa gata, iau și o pun în bol. Acum am să mă ocup de cei doi morcovi, aș zice măricei, tai capetele. Despre morcovi deja știți lucruri,
Conțin vitamina A, beta-caroten, fac bine la piele, fac bine la ochi. Simplități. Doar trebuie să-l consumăm mai des. Atâta tot. Tai puțin oblic. Așa am descoperit eu că se taie cel mai bine morcovul. Și obținând astfel de fâșii, ne vine foarte ușor să-l tăiem în cubulețe. Mai întâi în bastonașe. Da? Și apoi în cubulețe. Le adun grămadă și încep să le toc în cubulețe. Morcovul și el gata. Pui și pe el în bol. Poate vă întrebați de ce procedez așa. Ei bine, mie îmi place să dau gust legumelor. Și cum fac asta? Am să le trag la tigaie în puțin ulei. Călirea lor scoate din legume ce e mai bun. Practic, toate zaharurile aia, toată dulceața din aceste legume va carameliza ușor și vor da aromă mâncăricii noastre de varză. De aia am spus eu că această mâncărică de varză pe care eu o pregătesc în familia mea e cea mai bună pentru noi. Dar n-ai decât să o faci și să vezi dacă am sau nu dreptate. Și apoi lasă-mi în comentariu părerea ta să-mi spui dacă a fost sau n-a fost ceea ce trebuie. Și unde s-a mai pomenit mâncărică de varză făcută vara, fără roșii proaspete? Am aici, uitați ce mănunchi frumos de roșii proaspăt culese din solar, evident, că afară încă nu s-au făcut. Arată fenomenal de frumos, foarte gustoase și foarte aromate. Așa e vara, toate sunt în elementul lor, toate cresc așa cum trebuie și de ce să nu ne bucurăm de ele? Am să folosesc undeva la, să zic, 3 roșii. Am mai pus încă jumătate de litru de suc de roșii, mai completez cu încă 3 roșii, aproape măricile aș zice eu, pe care am să le pun la vărzucă. Va da textură, prospețime și toate lucrurile alea bune. Ei bine, dragilor, roșiile ajută sistemul cardiovascular. Dacă veți tăia o roșie în 4, veți vedea că e împărțită în 4 camere, precum inima. Ceea ce înseamnă că ne face bine la inimioară. Roșiile conțin o mare cantitate de licopen, un antioxidant care este foarte eficient în lupta cu radicale liberi. Și tot licopenul împreună cu celelalte vitamine și minerale conținute în roșii, ei bine, dragilor, ne ajută să avem o piele sănătoasă și mai bine protejată pe timpul verii. Așa că consumați în abundență roșii pe timpul verii, pentru că soarele din ziua de astăzi este extrem de puternic și în felul acesta scăpăm de insolații, scăpăm de piele arsă și multe alte neplăceri. Am să le tai în cubulețe, le depărtez cotorul, tai în fâșii și apoi în cubulețe. Observați că le las așa mai mărișoare, pentru că în momentul în care le voi pune peste varză, ele se vor înmuia și vor aromatiza foarte bine mâncărica noastră de varză. De aia este indicat să profităm din plin de bunătățile sezonului. Dacă acum e vremea de cireșe, acum mâncăm cireșe. Dacă acum e vremea de roșii, acum e momentul să mâncăm roșii. Și tot așa. Cât de repede vine înapoi iarna și o să cam plângem după astfel de bunătăți de sezon. Mă rog, le găsim, dar coapte pe vapor. Gata și cu roșiuțele. Am să tai și cârnăciorii. Am aici cârnăciori de porc, foarte gustos, tradițional românesc, de la producătorii noștri locali. Mă rog, dacă ai o măcelărie de încredere care face cârnați de calitate, cârnăciorii ăștia de purcel sunt foarte buni. Și am să-i tai exact cum făcea și mama, un pic oblic. Și fâșiuțe de un centimetru, un centimetru și jumătate. Și o să încep călirea legumelor. Dau drumul la foc, 2-3 linguri de ulei de floarea soarelui, pun aici. Pentru început am să pun cârnăciorul de purcel. Vreau să-l frig așa un pic, să dau gust și să-l lase și din grăsime. Pun aici pe tot. Să-i fac față la cârnăcior, cum s-ar spune. Am făcut față la cârnăcior. Arată foarte apetisant. Acum am să pun cele 3 cepe. Dau drum aici. Am să mai pun puțină sare, cât prind cu 4 degete. Sarea va forța ceapa să se înmoaie mai repede. Așa că e bine să pui ca ajută. Am să pun și câteva ture de piper proaspăt măcinat. Ture bune. Amestec. Am să pun și jumătate de ardeiul de ăsta mai iute puțin. E iute, dar îl pot mânca și copiii. Pun aici, amestec, deja a început ceapa să se moaie, am să pun și morcovul, cei doi morcovi, și las și pe acesta să se caramelizeze ușor împreună cu ceapa. Dar știți ce? Eu astăzi mă simt creativ, așa că am să mai trântesc de ochii lumii două frunzulițe de dafin, opțional, dar te asigur că își fac treaba.
și niște paprika afumată. Cunoscătorii știu de ce. Cam o linguriță. Varza, după cum știți, merge foarte bine cu afumătura. Așa că paprika puțin afumată e binevenită. Gata și morcovul, s-a muiat și el puțin, s-a caramelizat. Până acum am consumat 5 minute. Varza în bucătăria mamă își face treaba și își continuă fierberea cu frunzele de țelină. Iar aici continuăm cu restul de ingrediente, care sunt gata și ele imediat. Iar acum am să pun cele 3 roșiuțe și mai las undeva la 2-3 minuțele să se moaie și roșiile. Gata și aici. Toată trebușoara asta a luat undeva la 10 minute. Opresc focul deocamdată. Dau deoparte. Mă duc după oală. Vin cu oala. Și cam asta e toată șmecheria. Ia uitați, așa arată varza. A scăzut, cum am spus, la jumătate. Acum am să iau cârnăciorul cu legumele și am să le pun peste. Și ia uitați, dragilor, cum am scutit timp prețios și suntem aproape gata cu un fel de mâncare super genial, capabil să hrănească o familie câteva zile bune. Varza are undeva la jumătate de oră de când a fiert împreună cu sucul de roșii. Acum am pus și aceste ingrediente cu cârnăciorul de porc, care sunt și ele deja aproape făcute. O să mai las undeva la 20 de minute, maxim jumătate de oră și e gata. Capacul pus și asta e, dragilor. Ne vedem în jumătate de oră, adică... Da, dragii mei, din când în când îi mai dăm așa câte o mică amestecare. Arată foarte bine, miroase foarte bine. Mama, abia aștept să mănânc. O să tai și pătrunjelul între timp. Am să-l tai mărunt. La fel, și pătrunjelul și mărarul. De fapt, hai să le pun împreună și le tai pe toate mărunt. Acum începe aromatizarea finală. Și așa știu că făcea și mama și bunica, că vorba aia, mama de la bunica știe, iar băiatul de la mama și de la bunica. N-am să pun pe tot, am să pun cam jumătate de legătură de mărar, jumătate de legătură de pătrunjel. Iau și torn. Ce frumos arată și ce frumos miroase. Miroase frumos, ci că se aude varză. Cred că am să mai pun puțină verdeață, că simt că mai e nevoie. Am să toc pe tot, că și așa în farfurie se mai pune de gust. Mărar proaspăt, pătrunjel proaspăt. O minunăție! Grădina abundă de verdeață, abundă de bunătăți, așa că hai să ne distrăm. Priviți și voi aici ce culoare, ce frumos arată. Da, dragii mei, am ajuns și aici. Am să opresc focul. Scot capacul și e momentul să umplem farfuria de fericire. Luăm așa, că avem de unde. Mamă, ce fel miroase! Gata aici, puțină verdeață peste, frumos! Și dragii mei pofticioși, ca să vă spun cum stă treaba prin partea mea de Moldova, ei bine, iată cum se servește această mâncărică de varză cu cârnați de purceluș. Obligatoriu smântânica alături, obligatoriu un ardei iute, o pâniță țărănească făcută pe vatră și obligatoriu o țuiculiță ca digestiv înainte de masă. Probabil și una după. Știu câțiva care sigur o să aprecieze acest mic gest pentru o masă copioasă. Vreau să vă precizez că aici se află țuica preferată al tatălui meu și anume țuica de gutui. Noroc, tată, noroc, dragi pofticioși, să fie primit. Acum, poftă de mâncare. Luăm colțul special pentru soacră și hai să vedem ce am gătit noi aici. Să iau așa mai întâi varză simplă. Wow! Nu sunt amorțit de la țuică, clar, dar ce e aici, pofticioșilor, e divin. Sună a curcubeu pe cerul gurii. Frumoasă copilărie am mai avut, din moment ce îmi amintesc cu drag de aceste clipe. Și cu smântânica așa ca prin zona Botșanilor. Clipe fericite. Doar atât. N-are importanță, frige, nu frige, mâncare delicioasă. Hei, Constantine, hai, vino și tu. Vrei magie, hai. Vă salut, dragii mei pofticioși. Aici Constantin, mă bucur că s-a gândit și Paul la mine. Din acest moment
e timpul meu. A, ce am de făcut? Trebuie să degust și eu, evident, că doar noi fim mai fraier. Hai să văd ce a făcut Paulica asta. Cărniță. Bună. Hai că i-a ieșit și de data aceasta. Da? Țuică nu mi-a lăsat deloc. Tipic pentru Paul. E bună, dragilor. E bună, așa cum sunteți voi, preferații mei. Dragii mei, dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să mă apreciați și pe mine și pe Constantin, și pe Paul și pe Constantin, sau cum vreți voi. Dă acolo un mare like, distribuie această rețetă cu prietenii tăi pofticioși, cine știe. O să-ți mulțumească cu siguranță sau poate te invit la masă. O porție de varză cu cârnați de porc? Nu, nu trebuie să ratezi. Iar dacă ești nou pe canalul meu, știi ce ai de făcut, da? Butonul de subscribe de sub acest video împreună cu clopoțelul, selectând toate notificările, și în felul acesta noi doi vom fi pe aceeași undă. Până data viitoare, eu sunt Paul Constantin, cel care gătește, filmează, editează și scrie pentru oameni frumoși ca voi. Iar dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Pe data viitoare! Să aveți poftă! Bravo, mă, Paul, bravo!